Soția lui Pârvulescu vinde cu succes hăinuțe pentru copii, iar fetița este model. Băiatul joacă fotbal și visează departe. Vacanța cu 8 copii i-a obosit pe Chipciu, Latovlevici și Pârvulescu mai rău decât o finală pentru titlu. Soția lui Pârvulescu, Ana, face haine pentru copii și adulți. Fata lor, Ania, prezintă hăinuțele pentru copii. Antonia și Chipciu se numără printre vedetele care își îmbracă copiii de la Ana, sora Elenei Gheorghe. Vrei să-i calci pe urme Elenei? Da. Da? Elenei. Ai mai multe hăinuțe decât jucării? Da. Are mai multe hăinuțe decât mami, ceea ce e grav. Pârvulescu e mândru de soția lui afaceristă. Sunt unele luni în care câștigă mai bine decât un fotbalist din Liga 1. Fiul lui Pârvulescu, Lucas, e atacant la Chelsea București. Vreau să merg la Chelsea după ce o să fiu la PSG. Fotbalistul tot din România preferat este? Tati. În afară de tati, îmi place mult Coman. Pârvulescu, Chipciu și Latovlevici și-au îmbrăcat familiile la fel în vacanța din Spania. Am fost un fel de circ pe plajă, la modul că nu aveam cum să ne pierdem unul de altul. A fost frumos, dar a fost obositor în același timp pentru noi, pentru că au fost 8 copii și unul plângea.